Ragazza. Forma mea actuală la moment. Noi mergem acum spre Casa de Cultură. Astăzi o să fie diferite activități sportive la care eu cred că mi-o să iau parte, o să fie prietenii mei. La Casa de Cultură, cântă muzica, băieți gătesc, pună batutele, cineva gătește pentru trântă. Așa, bă. Este fonul, să mănânc ceva. Păcată, dar pe mine. Ce mult că te-ai interesat. Doamne, tu pe! Trebuie să Instagram. Măcar ceva bun, cum te vadea azi. Spune. Altceva nimic interesant, nu uitați. O, asta a fost frumos. Nu pot pune pe Instagram, un minut ăsta, e? 55. Bum. Am crezut că a scos-o, dar ea încă mai a rămas. Bună ziua la toți, noi deja suntem în oraș, ne aflăm în Chișinău. Astăzi ne-am venit. Acum mergem până în parcul Valea Trandafirilor. Avem niște filmări. Deja am ajuns în parcul Valea Trandafirilor. După mine se află terenul de strâng workout, la care ne apucăm, putem să spunem că în fiecare zi, cum să așteptăm persoanele care trebuie să vină. Și o să începem filmările. Un parc foarte frumos și mult aer curat. Street Workout Moldova. Dance Generation, Mihail Isaico. Acum trebuie să așteptăm. Mâine deja, joi, o să plec în România. Avem o conferință și o să mă revăd cu prietenii mei din România. Că mai bine spus cu frații mei din România. Ei sunt a doua mea familie. Fraților, de grabă ne revedem. Joi ne punem seara cu autocarul împreună cu Vitali Morozan și deja vineri o să fim în România. Câteva cuvinte despre hramul satului care a fost ieri, deci a fost interesant, dar anul trecut a fost mai frumos, să vă spun sincer. Plus la asta, am spus să nu particip la nimic, dar am participat la AMRES și am primit o traumă. Sunt singur vinovat de trauma aceasta. Acum cam vreo 2-3 săptămâni o să mă antrenez mai încetișor ca să mă restabilez, deoarece s-a întins un mușchi și mă doare antebrazul. Dar încă o dată aceasta este vina mea că am participat. Nu trebuia să participi deoarece aveam o mică traumă, iar acum este mai mare traumă deja. Nu nimic, o să ne treacă, o să ne restabilim și o să mergem mai departe spre visul nostru. Vine mult așteptată toamnă împreună cu frigul său. Astăzi deja nu este chiar așa de frig ca ieri, dar ieri a fost foarte frig. Brus, de la cald la rece. Acum deja s-a stabilizat puțin, nu e nici cald, nici rece. Soare nu este, dar cred că filmările se meargă foarte bine. Voi este din nou Mihai și alături de mine avem pe Mihaela. Am terminat filmările. Acum mergem la Ștefan, Alexandru Bunduche și Iulia. Răspundeți când vă sun la telefon. Deci noi suntem acum la oprire cu Valeria și cu Mihaela. Am ajuns la catedrală, degrabă ajungem la Ștefan. Lângă mine Mihaela citește o reclamă. Deci suntem în parcul Ștefan cel Mare. Lume foarte puțină. Au înghețat deja, tot pe acasă stau. Vara era foarte multă lume aici, acum mai puțină. Am așezat puțin pe scaun să ne odihnim. Nu cred că o să stăm mult, deoarece este frig afară. Este deja oara 6, noi plecăm acasă, fiecare pe la casa lui, nu împreună. De grabă ajungem acasă, am obosit niște foame. Încă puțin și ajungem. Etajul nou.
Deci am ajuns acasă, era aici este... Hei! Randy! Stai Randy! Am mers să mănânc ceva. Păi să mă pune montat video. Și cu voi a fost Mihail. Să-ți seara mai departe cât mai plăcută. Și pace la tot! Sleep.